Te-ai murdărit, mami. Ai mâncat gogoașa. Bună? Filip a fost ieri cu Bica. Este dimineață, vineri. S-a trezit și a venit acasă acum. Și i-am dat gogoașa pe care i-am cumpărat-o ieri. Și s-a făcut. Uite ce te-ai murdărit. N-are nimic, nu? Mi s-a părut tare drăgălaș. Ia uite ce-a făcut aici. Uite-te, mănâncă și pleacă înapoi afară. De asta nu l-am desprăcat. Bună dimineața. Ia uitați, începem așa în forță. Am fost la Dedeman și am cumpărat ieri vopseaua. Și merge să-l vopsim. Acu, vedem ce culoare am luat, că am încercat să ne luăm un gri, dar vedem cine o mai ieși și acum. Soare frumos afară momentan, se anunță că plouă, mai târziu. Și uitați nucii ce s-au uscat, s-au îngălbenit, s-au uscat. Mami, tu unde ai fost azi noapte? Unde ai dormit? La Bica. Ai dormit bine, nu? Da. Otto, tu ce faci acolo? Ce faci, Otto? Otto? Ce faci, mami? Hai, vino aici, hai. Otto? Mami, cum îmi spui? Bună? Bună dimineața. Azi mergem la biserică. Azi? Să mergem. Da, acum fac amistăți. Fac de toate. Bună dimineața, asta dragilor. Asta este opa. Albastru. Noi ne-am trezit, dar fiindcă afară, vedeți cum este, e foarte înnorat, bate vântul, pare foarte întuneric în cameră, dar... Deschide. Da, dar nu-l aprindem, am stăm așa, nu? Da. Este ora 8. Am vopsit pătuțul ieri. Este superb, îmi place foarte mult nuanța aceasta, doar că acum, până să vină bebele, este patul lui Filip și cred că și după ce o să vină bebelul o să mai stea Filip în el. O să stai pe mine și o să stau pe patul lui. O să ai tu grijă de el? Da. O și foarte frumoasă nuanța aceasta de la pătuț. E albastru. Nu, ce mai mult e un gri albastru, e un pic de baby blue așa, foarte fain. Acum se vede mai bine nuanța pătuț. Acum ai un pic voie, stii la desene, da. Și aici am pus coșulețul lui bebe. Bună, bebe! Azi mergem la biserică. Știi că vrem să cântăm. Ia să-ți cânt unul. Iisus, a trăiat Iisus. Uite, curcubeul Domnul a făcut. Soare, lună, stele, de la început. Și pe fiecare ne-ncet. Da, am aștept să vii tu, bebe. Mă joc cu tine, să te pun la baie, să te spun. A, uite, s-a mișcat. S-a mișcat că te aude, mama. Te aude. Da. Bebe. Bebelușule. Mi-a mișcat ăla așa acum? Da, se mișcă aici. Aici? Da, el te aude, mami, el aici are căpușorul. Bebe! Uite.
Uite și acum s-a mișcat aici. Stăm aici cu burtica. Da? Bebe. Bebe. Mami, o lună îl mai avem în burtică și după aia... Ce face mami? Unde merge să-l aducă? Unde se duce mami? La spital. La spital? Spital. Și cos cam aici. Așa, mergem la spital să ducem bebele. Da. Da? Dar mai stă, trebuie să mai stea puțin la mama în burtică. Voi aveți... Ați avut un bebeluș? Un bebeluș? Un bebeluș? Da. Ați avut? Cred că au avut, mami, da. Ups. Ups. Da. Stăm aici cu bebele. Și-l mai iubim. Filip, mami, cred că-ți cam termină programul tău la desene. Vreau să facem astăzi niște activități în dimineața asta. Da? Da. Desenezi o surpriză. Ce cu inimă are pe burtica? Ce, vrei să desenezi burtica lui mami? O să o pictezi. Vrei să o pictezi într-o zi? Da. Dar nu acum. Nu acum, nu. De ce? Da, bună dimineața. Eu sunt aici, ia. Stai să vedem. Hai, vine un coace, hai, vine un coace, tu ești un vulpi, tu ești un vulpi, tu ești o vulpiță. Am pus cartofi dulce și anul ăsta, să vrem să vedem. Dacă nu ieși ceva, se vede un cartof acolo? Ce fain! Dar sunt foarte greu de scos, se scot greu, o venire are să-i scoată. Eu am trecut, i-am rupt mult. Lasă-l pe tati ca să-l scoată tati cu hârlețul. Ia să vedem. Vezi că e cumva foarte ciudat, nu știu, ies ciudat. Uite cât de mult s-au întins. Uite că l-a mâncat ceva în pământ. Da, l-a mâncat ceva. Uite. Uite. Foarte trist arată grădina în perioada asta. Cam... Tot ce a fost frumos nu mai este. Lucierna fiind coplouată a ieșit din nou. Dar grădina nu mai arată bine. Trebuie să punem varza la murat. Vezi dacă nu-ți mâncați. Morcovii noștri din grădina. Uite că-ți mâncați. Uite. Eu mâncat ceva melci. Îi mănâncă ceva melci. În pământ. Și aici avem varza pe care urmează să o punem la murat. Soacra mea și-o pus-o zilele trecute. Urmează să o punem și noi. Că s-a făcut mare și frumoasă. Fermier. Neața, bună dimineața. Este marți, l-am dus astăzi pe Filip la grădiniță după o săptămână de stat acasă și ieri l-am mai ținut pentru că aveam mucișor, dar era mai bine, deja începea să fie mai bine, însă am zis că îl ținem acasă și luni. Bebele meu se mișcă foarte tare, sunt în oraș, venit cu Rareș, are el ceva treabă pe la ANAF, pe la, mă rog. Și mă bag și eu puțin la Lidl. Iar l-am zis că vreau să merg până la Pepco. Vreau să mă mai duc prin magazine să văd ce mai au. Dar nu am nicio stare de nimic. Intru doar în Lidl. N-am avut timp nici să mă aranjez nici nimic. Pentru că m-am trezit
N-am auzit alarma când o sunat, pentru că m-am trezit la 7 fără un sfert și am mers la baie și de la 7 fără un sfert până la 7 și 20 când o sunat alarma, eu am adormit și n-am auzit-o și m-am trezit la 8. L-am dus pe Filip la 9 fără 20 astăzi la grădiniță. Așa că o să mă bag doar la Lidl și mă duc acasă. Am venit la mama, mi-am făcut o ciocolată caldă. Să ascultăm Colinde. Where you been? Where did you go? L-am pus pe Filip să doarmă. Este 3. Am încercat să dorm și eu, dar nu pot. Nu mă simt prea bine, mă simt așa puțin ciudat. Și m-am dat jos din pat. Ieri Filip cu Rareș au fost ieri și au adus din pădure ghebe și le-am fiert aseară și vreau să mă ocup puțin de ele, să le pun la congelator și nu știu, să vedem, poate astăzi ne apucăm de bucătărie, să vedem, nu știu. Teoretic ziceam că ne apucăm de bucătărie, de făcut curățenie, de dat cu var, dar nu am chef astăzi pentru asta, e așa de frig afară, vine doar să mă cuibăresc și să stau în pat. Și nu știu încă dacă ne apucăm sau nu. Vreau să închid geamul, că am lăsat geamul deschis aici în bucătărie și când am intrat acum am început să tremur de frig. Vremea la noi pe săptămâna aceasta se anunță. Chiar sunt curioasă la voi cum este. Știu că am fete de peste tot. Avem acum în momentul de față 13 grade. Zilele viitoare o să fie 9 grade. 9 grade, 11, 14 și pe timp de noapte o să avem 2, 1 grad, 0 grade, 0 grade, 0 grade. Deci am 3 zile la rând, sâmbătă, duminică și luni, cu 0 grade. Deci o să fie foarte frig. Chiar se resimte, sinceră să fiu, dar eu totuși sper că mai pe la începutul lunii noiembrie o să mai fie totuși cald. Eu de obicei, eu sunt născută pe 5 noiembrie și de obicei nu e foarte frig. Adică este frig, dar nu atât de frig, nu pot să zic că iarnă, eu încă mă gândesc că e toamnă în luna noiembrie. Mă simt atât de înfundată, am nasul atât de înfundat și totuși, nu știu, e o senzație foarte ciudată, nu am simțit bine deloc două zile la rând, nu am mai filmat nimic, astăzi e marți, mâine ar trebui să postez ceva, nu am ce să postez, vreau să postez miercuri sau joi. Am primit foarte multe comentarii în care mă întrebați unde o să doarmă Filip după ce voi naște. Unele au fost așa puțin răutăcioase, dar mă gândesc că nu toată lumea e rău intenționată, așa că e toată lumea rău intenționată. Unde o să doarmă Filip? O să doarmă unde dormi și până acum. Pe mine nu mă deranjează și nu mă dezavantajează că doarme Filip în cameră cu mine. Asta pentru că Filip și cât a fost bebeluș, a dormit în pat cu mine, nu a dormit în pătuț, alăptându-l foarte des noaptea. Îmi era foarte complicat să îl pun în pătuțul lui și să mă dau jos de 5-6 ori pe noapte, să îl iau, să-l pun la sân și să-l pun înapoi în pătuț. Așa că l-am lăsat în pat cu mine și îl alăptam. Iar acum am și acel coșuleț în care îl voi pune după ce îl voi alăpta, că îmi este, sper eu, mai ușor. Iar Filip o să mai doarmă o perioadă cu noi în pat, în pătuțul lui. Pentru că patul lui Filip, mi-a scris cineva că am putea să-i punem un pat, în fine, tot felul de păreri, indiferent cum ar fi. Noi oricum știm mai bine ce și cum. Evident că dacă ar fi fost gata camera lui Filip, l-am fi mutat în camera lui, nu cred că... Adică mă gândesc că toată lumea se gândește că dacă aveam camera copilului făcută, îl mutam, nu trebuia să aștept să-mi spună cineva pe YouTube să-l pun să doarmă în patul lui. Dar mi-a scris cineva că am putea pune un pat în cameră pur și simplu să doarmă. Nu am mai putea să mai punem și un pat, pentru că nu ar încăpea să mai punem și un pat și pătuțul. Deja ne-am aglomerat foarte mult. Și patul lui Filip este în lucru în atelier. Am arătat într-un vlog mai... acum ceva timp, pentru că o să fie tot un pat de lemn care este în lucru
Și nu ne-a deranjat cu nimic faptul că, oricum el ar fi dormit în cameră cu noi, nu ne-a deranjat cu nimic faptul că am detașat ambele părți la pătuț și patul, pătuțul lui practic s-a făcut un pat pe care noi l-am folosit ca pat pentru Filip și o mai dormit cât o mai dormit în el. Deci nu e o problemă pentru noi asta. Filip o să doarmă în continuare cu mine în pat sau o să doarmă în pătuțul lui de bebe până ce o să fie gata camera lui. S-a făcut așa, s-a creat așa o isterie puțin cu foarte multe comentarii. La un moment dat chiar a început să mă deranjeze. Unde doarme Filip? Când îl mutați pe Filip? De ce nu doarme Filip în patul lui? Pentru că nu are camera lui momentan și pentru că mine nu mă deranjează. Și am avut o fază cu el acum ceva timp. Zic că dacă Filip ar fi avut camera lui gata și am fi fost cu etajul terminat sau măcar cele două camere pe care oricum ne propusesem că vrem să le facem, aș fi făcut această schimbare cu Filip, să îl pun să doarmă în camera lui, nu acum, când trebuie să nasc. Aș fi făcut această schimbare la începutul sarcinii sau poate chiar mai devreme. Cu siguranță camera lui, dacă era gata, nu dormea în ea, adică cu siguranță am fi făcut lucrul ăsta. Dar m-a întrebat zilele trecute Filip de ce vreau să-l mut în camera lui, pentru că noi am discutat lucrurile astea, el știe că trebuie să doarmă, că el e mare și așa mai departe. Și m-a întrebat de ce îl mut pe el și nu mai dorm cu el în pat, că din cauza că vine bebe. Și cumva nu vreau să asocieze faptul că el nu mai dorme cu mine în pat, pentru că vine bebe, nu vreau să plece din start cu stângul toată situația aceasta. Și v-am spus și mă repet, dacă era gata camera lui, făceam asta până acum. Nu acum făceam ruptura aceea dintr-o dată. A venit bebe acasă, tu deja nu mai dormi cu mine, dormi cu tati sau dormi singur. O să mai doarmă o perioadă cu mine și apoi o să-l mutăm. În orice caz, dacă ne urmăriți, o să vedeți și când o să facem asta. Eu sunt un adevărat pumpkin. Sunt toată îmbrăcată în portocaliu, dar chiar am un adevărat pumpkin aici. Burtinca mea, evident, că a crescut și mai mult. Afară plouă, m-am spus că e o zi dintre aceea de toamnă mohorâtă. N-am reușit să mai scoatem gardul, n-am mai avut rare timp să se ocupe și de asta. Dar urmează să facă și treaba asta, pentru că se vede foarte urât cu el rupt, oricum nu ne mai ajută la nimic. Și urmează să ne ocupăm și de asta. Noi ne-am pus să facem o lasagna cu carne de pui, cu carne tocată, am făcut un sos bechamel. La sos am pus carne tocată, ceapă, morcov, roșii, condimente, suc de roșii și cam atât. Și am lăsat să se facă sosul și apoi am pus... Asta va fi cina noastră. Hai să vedem, am terminat lasagna, s-a făcut foarte repede, mășinit. Yummy, yummy, yummy. Ia să vedem, vreau să tai. Mami s-a topit acolo înăuntru. Mie îmi place lasagna. Asta îmi place. Nu știu ce bine arată, vezi? Da, arată lasagna foarte bună. Arată foarte bună. Mie îmi place fierbinte. Mie mâncarea, în general, îmi place fierbinte. Ia să vedem. Eu am să-mi pun o bucată mai mică și
Când se pun și lui Rareș, cam așa arată fierbinte. Când se răcește, se întărește. Se face foarte ușor. Lui Rareș am să-i pun așa. Direct. Ia să vedem. Stai că aici nu s-a rupt. Uite așa. Foarte bună, delicioasă. Și am luat astăzi de la Lidl ardei. Sper să fie buni, gustoși și să fie ce cred eu, pentru că luam de la Carrefour feliguțe dintre astea de jalapeno, foarte buni, dar n-am ajuns la Carrefour, i-aveau la Lidl și am zis hai să-i luăm, eu am ardei iuți puși de mine, dar știu că ăștia sunt foarte buni. Și ăsta este iaurțelul pe care îl primește Filip la grădiniță, îl mănâncă Rareș cu lasagna, îi place să combine iaurt cu lasagna și este chiar e foarte bun. Ciocolată. Semiș. Semiș, două. Două semiși. Două semișuri. Ouă. Da, două ouă. Aici, pâine? Pâine prăjită. Asta e pâine prăjită? Da. Mama mia, dar ce-au muncit o grămadă să vă regăsească. Mami, ce fain arată! Ce mândrui! Ia, mi ce bine arată toată mâncarea făcută de Filip. Da. A făcut cărnăciori, ouă, sandvișuri. Ce mai avem aici? Ce-o zis? Pâine prăjită, covrigi. Mamă, ce bine arată, mami, mulțumim! Foarte bun. Încă mamândoi. Încă da. Poftă mare. Poftă bună, tații să ai. Când vine aici să mănânci. Tot să fie mâncat. Hai, tații, bagă. Am luat sandvișuri deja. Trebuie să mănânci orice de acolo. Uite și covrig, are și un covrig. Și-a dat mâncare. Ești bucătar, Filip. Tu că am luat? Tu ai făcut cea mai bună mâncare, mami. La covrig. Covrig? Dar ți-au luat, cred că ai stat o oră să faci toată mâncarea. O oră? Bună dimineața, este a doua zi. Editez vlogul. Și aseară nu am mai filmat nimic. M-am culcat foarte târziu. Am mai făcut foarte multe lucruri, dar nu am mai filmat. Mi-am dat seama când m-am apucat să editez, când am pus cap la cap tot ce am filmat, când nu am mai deschis camera. Vă mulțumesc pentru vizionare. Am început și astăzi un nou vlog. Așa că ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc tare mult că sunteți mereu cu mine. Vă pup, vă îmbrățișez și aveți grijă de voi. Pa, pa!